Faptul
mai melodie pe care o vei interpreta. Prima melodie se numește ploaia. Te rog frumos.
își pot găsi liniștea. E un lucru bun și pentru noi. Dar în primul și în primul rând consider că
trebuie să înțeleagă copiii noștri, tinerii noștri, din următorul verset din Sfânta Evanghelie după Matei. Și se va deschide. Este impulsul care se dă oricărui creștin. Done.
al căuta primul și în primul rând și pe Dumnezeu. Nu numai învățătura aceasta laică, dar și cea și că ne iubim aproape
și apoi prin toată jertfa noastră, prin rugăciunea noastră, arătăm dragostea lui Dumnezeu și după aceea cerem ca să putem să ne păstrăm în acest duh al smereniei, este bine să facem rugăciunea întâi pentru cei aproape. Și apoi să dăm slavă lui Dumnezeu și să-L cerem și pentru noi înșine ceea ce ne este rânduit și de folos sufletesc. Da. persoană
ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă cum să trăiești după rânduiala diferit pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și l-a considerat ca un om care să vadă adevărata Dumnezei. Și-a fost considerat ca unul dintre cei mai mari făcători de rel. În acea perioadă era o armă de tortură. Un obiect în care se torturau cei aprici dușmanei romei. Romanii erau cei care făceau aceste torturi pe cruci, răstignirea pe cruci. Devine armă împotriva diavolului, că avem într-o parte la Sfântul Maslu, Doamne, Doamne, armă împotriva diavolului, să
foarte importantă pentru noi creștini ortodoxi. Pentru că devine altarul de jertfă și este cea care permanent ne apără de înșelăciunile diavolului. Și este cea mai ușoară este să mă închin decât să mă apuc să mă opresc în mijlocul străzii, să mă pun în genunchi și să zic o rugăciune când mă ispitește diavol. Așa mai departe. Ușor este de mine să mă închin și să alung această ispită. Ne aducem aminte de Justina, cea care a învins pe diavol. Nu mai e cu semnul Sfintei Cruci. Da. Ce știe să poartă crucea, poartă cu el harul și iubirea lui Dumnezeu. Spune un purtare și cel ce vrea să se lepede de sine, să-și acurcea sa și să-mi urmeze mie. Lepădarea de sine, lepădarea de acestei lumi. Lepădarea de ceea ce îți place ție cel mai mult. Știu că în societatea din ziua de astăzi se spune noi putem să spunem trăiește clipa.
în fiecare moment este în fiecare clip este pentru mântuirea sufletului nostru. Și Dumnezeu ne dă zile, ne dă săptămâni, luni, ani, ca să putem să ne reîntoarcem la ceea ce am fost înainte de Stimați spectatori, după cum v-am spus în cadrul emisiunii noastre, sunt mai mulți elevi invitați. Am să invit acum alături de noi pe elevul Vișoiu Ștefan. Te rog frumos, Ștefan, să te așezi la locul pregătit cu emoții și este un bine venit în cadrul emisiunii noastre. Activitate extrașcolară fac
versetele 1-13. Iisus Hristos le povestește oamenilor pilda celor 10 fecioare. Erau odată 10 fecioare. Iar celelalte nu, pentru că mirele nu mai sosea. Cele 10 fecioare au adormit. Let
sfătuia să citim. Părinte, întreb și eu pe creștinii din Mehedinți, de ce ne-a așteptat Dumnezeu zilele astea de la distrus toată agonii satana?
l-a făcut pe om liber. Și omul din libertatea lui a putut să se care măsură în momentul de față este posibil. Am spus este posibil. Să nu fie nimic altceva decât repercuțiunile faptelor. La păcate. Și ceea ce se întâmplă de regulă.
despre viitorul nației. Domnul Matei mai a trimis și să trecut un mesaj că nu a fost mulțumit de răspuns și ni l-a mai adresat o dată.
și apoi să cerem ceea ce considerăm că merităm. Și atunci viitorul consideră că va fi. De Dumnezeu sau frica de aproape. Frica de Dumnezeu. Eu nu aș lua. Considera, să zic, că este bună frica de Dumnezeu. De ce să fie frica de Dumnezeu? Să fie frica de frica noastră de Dumnezeu. Nu trebuie să Dumnezeu ne vrea din tot sufletul. Ne vrea credința noastră. Ne vrea iubirea noastră să ne arătăm dragoste.
să știm să conviețuim. Nu știu dacă eu cred că Dumnezeu ne-a rânduit să avem un loc toți pe pământul acesta. Indiferent de cum suntem noi, de ce naționalitate suntem, într-o oarecare măsură, dacă unui identitate ai bătut la mână, la toți curge sânge roșu. Nu curge la altul albastru, verde sau... Temerea aceasta este și din cauza răutății. Nu acelui care trebuie să se teamă, ci acelui care se vârșește răutatea și ne face pe noi să ne teme. Părinte, încerc să vă întreb, nu întâmplător am adresat această întrebare. Am siguranța certă că în societatea noastră, în societatea românească, suntem noi. Ne e frică de șefi, ne e frică să spunem lucruri pe nume. Bine, poate și situația economică în care acest fapt. Dacă îmi pierd serviciul, dacă mă lasă pe drumuri, mai bine tag din gură la asta m-am referit. Da, nesigură. Noi nu mai avem un scop, nici moral. Suntem la lucrul acesta deficit. Eram sigur pe noi,
știam ce este un rânduială libertatea care este bună. Dar trebuie să fie foarte atent și bineînțeles această libertate. Dar a dus un pic cei care au știut Gen
multe fapte. Acum suntem în măsură să îl cataloghez, să-i cataloghez faptele. Însă ce m-a uimit pe mine? Am spus că aveau 86 de ani când am murit. Ce s-a întâmplat? A fost incinerat și ce nu și-a lui a fost aruncat în Marea Neagră. Marea Neagră. Pentru ce atâta ură, atâta rancune, atâta dușmănie în lumea asta? Ce s-a ales? Cu ce ne alegem? Părinte? Păi, cei care vor păstra rânduiala și vor avea nădejde și credință și dragoste în Dumnezeu, vor avea împărăție. Vor trăi în nesiguranță, vor trăi în răutate, vor avea ceea ce au trăit. Nu se spune degeaba că te aștepți așa dori. Un filozof spunea în felul următor. De trăiesc pe pământ, după capul meu și după rânduiala mea, și zic că Dumnezeu nu există, da? Și mor. Am pierdut tot. Iar dacă trăiesc după rânduiala lui Dumnezeu, și mor și văd că nu există Dumnezeu,
acelui suflet de copii, reformulez eu mesajul că este foarte dur.
este o rânduială care pentru noi momentan este un pic mai greu de explicat. Pentru că nu știm cu adevărat care este economia lui Dumnezeu. De ce este chiar așa de
trădarea lui Iuda.
situații, nu? Și atunci putem spune că și Iuda a căzut într-una din aceste tabere și n-a știut sigur
această trădare, s-a întâlnit mai tare. de capul lui așa. Și într-una din zile a făcut o borboață când a
E, fiule, nu poți să greșești tu cât poți să te ierti eu. Putem spune că Dumnezeu ne poate. Să avem și cel de-al treilea invitat, însă Andrei, te rog frumos să vii.
interpretare cum se numește? Le retur de piumulă. Te rog. Din Adisul să citesc epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 13, după care în câteva să ne spuneți ceva despre această minunată epistolă. Din punctul meu de vedere
ți-am spus e în pagină care exista vreodată. Am să încep. De-aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar mama arămă sunătoare și cândva răsunător. Și de-aș avea darul prorociei și de-aș toate le-aș cunoaște și orice știință de-aș avea atâta credință încât să muci și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de-aș împărți toată avuția mea și de-aș dea trupul iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă. Dragostea este binevoitoare. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură crede, toate le dăjduiește, toate le radă. Dragostea nu cade niciodată. Sunt apostolul Pavel. Pavel sub inspirația Duhului Sfânt a reușit să concentreze. Să spune Mântuitorul spune credeți și vă veți mântui.
Domnul ne dă pildă. De drag. Sunt un apostol Pavel, ne învață cum să o aplicăm. Dragostea îndelungată, nu căutare de sare, nu gândește rău. Cum ați spus dumneavoastră, de a-și avea toate bogățiile. Spune de a-și da trupul meu să fie ars. Vrei să faci un lucru. Noi zicem pui suflet. Dar sufletul acela există dragoste. Da. Nimic aminte de Dumnezeu. Mi-aduce aminte de dragostea care o are Dumnezeu. Față de noi oameni. Permanent. Iată, ne trezim dimineața. Ziua respectivă. Ne ducem seara, ne odihnim a doua zi la fel. Dar noi uităm că
poate bunul Dumnezeu. Ne-au ocrotit. Ca în ziua respectivă să nu poți, nu poți nimic. Nu se bucură niciodată de rău. Când cineva face rău, nu poate exista și dragoste și răutate în același loc. Nu poți să
n-au stau și mă gândesc, doamne, dacă chiar atât de greu este să fie dragoste. Dragostea, în primul rând, nu costă nimic. O putem avea și o putem da permanent. Mândrie este cea care înfundă permanent această dragoste. De ce să mă arăt eu? Mai venea cineva și se întâmplă anumite lucruri, probleme. Un copil sparge geamul, s-a întâmplat să cheltuie ceva sau așa mai. O greșeală de-a noastră, nu am fost atenți.
spune, nu da sperele porcilor. Nu aruncați dragostea voastră din interior și din inimă așa ușor. Da. Să urmăriți emisiunea